11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Eu nu pot chiva în ochi, dragi prieteni. În orice caz, decizia de astăzi de la TAS aranjează bine CFR Cluj și, sigur, bulversează campionatul. Poate cu atât mai interesant pentru calculele ultimelor două runde. Tot așa au venit pe nepusă masă pentru amărâtele care se băteau la retrogradare, cum a venit și decizia de ieri din Franța, că de la anul nu vor promova și nu vor retrograda decât două echipe din primul eșalon. O să revenim asupra acestei informații foarte importante, pentru că este unică în Europa. Noi ne putem mândri că în acest sezon șase echipe retrogradează, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în Europa. Șase echipe, însă de la anul dracu ne ia. Ați văzut că în Belgia campioana a devenit echipa Gent sau La Gantoise în franceză, în premieră absolută pentru istoria fotbalului Utre-Chievrin, adică fotbalul belgian. Practic o tâmpenie generată de sistemul play-off, play-out. Altfel niciodată Gent n-ar fi fost campioana Belgiei. Anul ăsta a fost bine așadar, cu șase retrogradate. Vom avea un campionat cu 14 echipe, din care pică două, să nu uităm, și noi ajungem tot la două, dar 14 și pică două față de Franța, care va avea 20 de echipe și vor pica două. Franța devine din în acest moment, practic, sigur, începând deci cu sezonul viitor, cel mai slab campionat la nivel european din acest punct de vedere, pentru că nu mai există niciun alt campionat cu 20 de echipe în Europa din care să pice doar două. Sunt și așa puține țări unde pică doar două. România va fi una dintre ele, Portugalia de asemenea, dar acolo sunt 18 echipe. Și portughezii recent au redus de la 3 la 2 numărul echipelor, dar în fine, ei nu au 20, nici n-au avut vreodată, deci sunt doar la 18 echipe, e ok. Germania de asemenea pică două direct, dar una, locul 16, dă baraj tur-retur cu locul 3 din Zweite Bundesliga, deci nu e o problemă, e destul de complicat. În rest, modelul era același în Franța, în Anglia, în Italia și în Spania, unde sunt 20 de echipe și în fiecare din aceste 4 campionate picau 3. Ăsta era modelul considerat cel mai echitabil. Puteau să pice și 4, dar ideea este că poate seriile secunde nu erau, ligile inferioare nu erau atât de puternice. În orice caz, explicația pentru retrogradarea doar două echipe din Liga 1, începând cu 2015-2016, și promovarea doar două echipe din Liga 2, se face pentru că nu sunt bani. Și la noi reducerea campionatului de la 18 la 14 echipe s-a făcut din aceleași motive. În Franța însă nu mai investeau afaceriștii, cu atât mai puțin cei străini, pentru că în general la echipele medii și mici ei nu aveau această siguranță că echipele vor rămâne cât mai mult timp în prima ligă. Asta este explicația oficială. Și atunci, într-un comitet executiv de ăsta, pe repede înainte, așa, da, sigur, nu ilegal, pentru că s-a făcut la sfârșitul sezonului, practic nu deranjează pe nimeni, deja se cunoaște identitatea celor trei echipe retrogradate, e în regulă, n-ai cum să contești această chestiune, deși toate echipele din Liga 2 de la ei au sărit în sus ca arse. Evident, va fi mult mai complicat să promovezi. Liga 2 va câștiga din punct de vedere sportiv, dar va pierde din alte motive. Sigur, acolo vor juca numai jucători formați la club maximum 3 ani. În acest sistem nu va mai investi nimeni, pentru că nu mai ai siguranța că vei promova. Din 20 să intre doar 2 fără niciun fel de meci de baraj va fi extrem de complicat. Și așa, 2 dintre cele 3 nou promovate în Franța nu a mai jucat una niciodată și una de 21 de ani în Liga 1. Deci este extrem de greu să mai te întorci. Vestea proastă este pentru cele trei care pică acum. Evian, Metz și Lens, care vor avea într-adevăr o vară cumplită, schimbându-se sistemul chiar atunci când ele au căzut în trapă. La noi însă, tot așa, cu două etape înainte de final, află lumea modesta campionatului că nu mai sunt speranțe. De exemplu, le-a căzut fața celor de la Mediaș în primul rând,
care erau deasupra liniei și care acum au 3 puncte în spatele Concordiei, pe care chiar o întâlnesc în această seară. Gaz Concordia, medieșenii sigur pot să învingă acasă, sunt și pe val oarecum. Nici Concordia nu stă rău, o singură înfrângere în ultimele 5 meciuri și mai ales 2 victorii în ultimele 3 etape, în cazul în care Gazul bate, ajunge la egalitate de puncte cu Chiajna, 38-38. Știu că l-am întrebat pe Ioan Horoba, apropo de rezultatele directe, au nevoie de victorie cu 2-0 medieșenii ca să treacă peste Chiajna la directe. Numai că nu știu cât îi avantajează asta. În ultima etapă Chiajna ajungând acasă cu Petrolul, iar media și jucând la Brașov. Sigur că Brașov ar putea să fie deja picată înaintea ultimei partide. Ce șanse mai are Brașovul? Practic este matematic încă nu, că are doar 6 puncte în spatele Chiajnei. Dar teoretic este deja picată. Chiajna ia un singur punct în 2 etape, Brașovul a picat. Deci ar putea ca media și să câștige la Brașov, pentru că adversara sa nu va mai fi mobilizată în ultima partidă. Brașovul are în acest weekend La Viitorul un meci pe care se pregătea să-l câștige. E, uite că așa s-a încins până la urmă hora. Ia să vedem ce se mai poate întâmpla acolo. Deci Gazul poate să facă 41 de puncte. Nici pentru Pandurii Târgu Jiu, în orice caz, n-a fost o veste prea grozavă asta. Dar Pandurii se vor salva de la retrogradare dacă vor câștiga în această etapă acasă cu Iașiul. Cu 42 de puncte au scăpat. Se scapă și cu 41 de puncte. În fine, 38-41, nu chiar. Cu 42 de puncte scapi. Asta matematic. Gazul nu are decât 35, deci trebuie Pandurilor într-adevăr să bată pe Iași în etapa 33-a, meciul are loc duminică. Iașiul oricum este scăpat. Iașiul și Viitorul nu au fost afectate, că aveau deja 42 de puncte. Sigur că lucrurile se pot schimba dacă, de exemplu, Mediașul nu bate astăzi, să zicem, pe Chiajna, va fi care pe care acolo, gata, nu mai poate să facă decât 39 de puncte dacă astăzi face egal, câștigând la Brașov în ultima etapă, n-ajunge decât la 39, deci pentru Pandurii suficient un egal cu Iașul, duminică. Așa că bătălia este între aceste echipe, Pandurii Târgu Jiu, Concordia, Gaz Metan, Mediaș și Rapid. Cluj și FC Brașov practic nu mai au speranțe, întrucât mi-e greu să cred că vor reuși să recupereze față de Concordia Chiajna 6 puncte în 2 etape și față de Gaz Metan 3 puncte, oricum destul de complicat și asta. Deci sunt aproape picate Cluj și FC Brașov. Rapidul, că despre Rapid se vorbește foarte mult, evident a mai primit o lovitură. 99% Rapidul va juca în Liga 2 sezonul viitor. Este la 5 puncte de Concordia, care are meci acasă cu Petrolul în ultima etapă, plus că să vedem în ce toane îi prind rapidiștii pe cei de la CFR în acest weekend. Meciul va avea loc, dacă ne uităm și asta, CFR Rapid mâine de la ora 21, un meci care, în cazul în care Rapidul nu câștigă, este retrogradată matematic. Sigur, acum decizia nu-i definitivă asta de la TAS, adică am înțeles că federația ar mai putea să se ducă până în pânzele albe și să conteste și asta, nu știu dacă mai este însă necesar, indiferent că Gazeta Sporturilor se întreba în ediția de astăzi, aici într-un colțișor pe prima pagină, clujenii acuzați în vremurile de glorie că dirijau multe meciuri cu ajutor brigăzilor speră să recupereze azi la TAS cele 24 de puncte luate de FRF. Titlul era CFR pe mână cu arbitrii și la TAS. E, se pare că a fost până la urmă, dar mi se pare o decizie greșită a TAS-ului. De altfel, în fotbalul românesc, pentru prima dată, autoritățile erau vehement împotriva unei echipe pe care o păstoreau. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. În orice caz, pe vremea lui Mitică, lucrurile... sau ale lui Mircea Sandu, lucrurile erau excluse, în afară de Craiova atunci, cu care ăla din orgoliu sigur încerca să-i pice Mircea Sandu, n-avea toate argumentele din lume sigur de partea lui și până la urmă nici nu i-a ieșit pe deplin, dar mă rog, era orgoliu dacă se certase cu Mititelu. În rest, Liga n-a fost niciodată într-o controversă teribilă cu vreo echipă.
Țineți minte, lăsase Rapid în Liga 1 4 etape până când TASU a infirmat decizia și a aruncat în Liga 2, readucând Chiajna pe prima poziție, adică în prima scenă, și obligându-o să joace 4 meciuri restante, până le-a tot jucat Chiajna. Țineți minte că a trecut o jumătate de campionat. Deci nu se întâmpla așa ceva. De data asta toată lumea era împotriva CFR-ului și mi se pare corect. Adică dacă deciziile ți-au fost nefavorabile în țară, clujenii au făcut și apel aici și tot nu le-a mers, ideea asta cu TASU până la urmă pare să fie un pic disproporționată, după părerea mea. Dar asta este decizia elvețienilor, de-aia există acest tribunal. Sigur, te poți duce acolo cu jalba în mână sau cu un proțap, cum vrei să o ții, da? Cu căciula mai degrabă în mână, pentru că așa e mai tipic la Cluj. Să vedem dacă clujenii vor fi mobilizați pentru meciul cu Rapidul, în ideea de a păstra acest loc 3, mai mult de atât nu mai pot să facă, sunt la o distanță de 13 puncte de Steaua, nu mai au ce să conteste aici, indiferent că au lăsat capul jos pentru că n-au avut motivație. Sigur, au pierdut foarte multe puncte pentru că nu mai credeau în ei și în soarta lor, altfel probabil că soarta titlului s-ar fi jucat în alt mod. CFR Cluj ar fi fost probabil campioană, la modul atât de jalnic în care a funcționat Steaua în retur. Dar asta e altă poveste, meciurile s-au jucat, s-au omologat, nu se mai poate întoarce mortul de la groapă în aceste condiții. Să vedem dacă interesul pentru podium rămâne la CFR Cluj și dacă asta îi mai mobilizează și pe astralii lui Șumudică, care vor decide cât de curând dacă vor mai pune osul în meciul cu ASEA Târgu Mureș. De exemplu, este important de știut că CFR joacă mâine, spuneam, cu Rapidul de la ora 21, în cazul în care clujenii câștigă, ei iau un avans de 6 puncte față de Astra. Da? 6 puncte, nu știu dacă Astrei va mai trece prin cap să bată cu ASEA Târgu Mureș, așa cum ar fi făcut-o în cazul în care CFR-ul nu lua punctele și podiumul era accesibil pentru Astra. Ar fi accesibil și în continuare și cu 6 puncte, teoretic. Mai avea 2 meciuri de câștigat, da? Și Clujul poate să ia un punct în ultima etapă și atunci i-a curățat pe cei de la Astra. CFR-ul jucând ultimul meci al campionatului sâmbătă 30 mai la Craiova. 2 meciuri complicate și pentru CFR. O să vedem mai clar, bineînțeles, în acest weekend. Ne întoarcem după o pauză. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă. După care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne-am întors în direct, așadar dramă peste fotbalul românesc. Punctele primite înapoi de CFR Cluj astăzi de dimineață de la TAS bulversează situația în clasament. Pe undeva, sigur, și la locurile pentru podium pe care căutau să ajungă Petrolul, Astra și CSU Craiova. E adevărat, fiecare din rațiuni diferite. Mai sunt și banii care vin din drepturile de televizare, adică cu cât ajungi mai sus în clasament, cu atât primești mai mulți bani, dar asta este secundar. Citeam că Astra ar câștiga cu 700.000 de euro în plus dacă ar termina pe 3 față de 5. Sigur că e o sumă care contează, dar sau pe 3 față de 6. Numai că asta să-i o spui lui Mutu, știi cum e. Nu e neapărat un obiectiv al jucătorului. Ok, și peste tot în lume este la fel. Chiar dacă el poate să fie motivat cu acești bani. Ăștia sunt banii clubului, în primul rând. Jucătorii se gândesc că nu știu ziua de mâine din ce-i făcută, nu știu unde vor juca în ediția viitoare. Nu e așa de evident. Pentru niște bănuți în plus să se mobilizeze. Și oricum e secundară problema asta cu cine va termina pe locul 3, 4, 5 sau 6, întrucât CFR Cluj, de exemplu, sau Petrolul sau CSU Craiova nu pot să joace în cupele europene. Măcar atât. Un ascultător pe fir. Bună ziua! Bună ziua!
Ștefan sunt. Să trăiți. Să trăiți, să trăiți. Am să vă întreb dacă aici se spune clasamentul exact în România sau, nu știu, la emisiunea asta, nu? Da. Și credeți că asta e ultima decizie? Putem să stăm liniștiți? Păi, spuneam că ea nu-i definitivă, întrucât instanțele, sau mă rog, instituțiile de la noi, teoretic, ar mai putea să facă un apel în pânzele albe, nu știu pe unde, dar nu cred că îl vor mai face, adică, de ce să... Ți-a dat TAS-ul o decizie să te duci să o atoaci unde? În civil, practic. Nu cred că FRF-ul să va duce mai departe, să tragă după CFR cu ultimele gloanțe care i-au mai rămas. E ca rinocerul ăla care a scăpat definitiv prin savană, s-a ridicat praful și tu mai ai două, trei gloanțe și acum ui la fugă după el pe jos. E riscant să nu dai peste vreun leopard ceva. Foarte interesant e acum dacă Rapid o să bată la CFR. Foarte interesant. Aș prefigura așa o oboseală teribilă a CFR-ului. După acest proces, probabil că jucătorii vor fi epuizați, mă gândesc, și vor pierde la mare luptă cu Rapidul. Bun, asta nu... Adică Rapidul își dorește mai mult victoria. E posibil, dar asta n-ar salva-o pe Rapid, pentru că dacă Concordia bate în ultima etapă acasă pe Petrolul, a scăpat de retrogradare vis-a-vis de Rapid. Adică sunt 5 puncte între Chiajna și Rapid, deci Concordiei mai trebuie 3 puncte. Asta în condițiile în care, da, în condițiile în care matematica nu e răsturnată de Burleanu sau de TAS, da, exact. Noi clasamentele întotdeauna nu se decid când se termină ultimul meci. Da, dar putem să considerăm totuși că de data asta lucrurile cam așa vor sta. Adică și dacă vor face contestație cei de la FRF, să zicem, nu înseamnă că vor câștiga. Ori nu se știe cât se va întinde chestiunea asta, pentru că, atenție, dacă începe nou sezon, va fi mai greu să-i scoți de acolo pe CFR. Și oricum e foarte important, am impresia că luna asta trebuie să dea și lista cu posibile participante și UEFA să se uită peste ea și tot așa. Da, bine, asta nu privește aceste echipe, că nici atunci când Rapidul a jucat 4 etape în Liga 1 și Chiajna 4 etape în Liga 2, nu s-a ținut cont de chestia asta, pentru că a decis TAS-ul finalmente. Dar deciziile luate de tribunalul arbitrar de la Lozan n-au fost deocamdată niciodată contestate în România. Adică amintiți-vă că N campionate sau Ț campionate, cum spun bucureștenii, ei nu sunt latini, sunt slavi, da, de asta spun așa, bucureștenii nu sunt latini, ardelenii sunt latini, bucureștenii sunt slavi. Așa? Deci dacă ți campionate au fost adjudecate la TAS, atunci ține minte că de fiecare dată aia a fost ultima decizie. N-are sens să faci pe nebunul împotriva unei echipe din bătătura ta. Adică asta e, ți-a dat decizia, dă-i încolo. Au câștigat, sigur că e discutabilă decizia lor, rămân în prima ligă și așa nu joacă în cupele europene la anul CFR-ul. Vom vedea dacă la anul mai au bani să țină echipa. Da. Acum, dacă poate să sune Coria sau domnul Dan de la... Ăștia sunt morți amândoi. Și nu au cum să spune la Liga Campionilor în maghiară, având în vedere că ungurii vor înscrie probabil vreo două echipe anul ăsta în preliminarii de ligii, una de România și una de la ei. Este evident că nu mai pot pierde campionatul și totuși poate ne ajută cineva cu etimologia Ligii Campionilor în limba maghiară. Păi să știți că, deși nu știu exact care e denumirea maghiară a Ligii Campionilor, la ei vreau să vă spun doar un lucru. Muzica aia, celebra muzică pe care intră echipele în Champions League, da, este cântată în ungurește, adică maghiarii care și pe lui De Funes îl dublau, țineți minte, ăla zicea Je me fous pas du tout. Așa ei ziceau Nincemi boy, da? Deci nu, în ungurește există un termen, dar care după părerea mea ar suna cam așa: Noia te coș Celebrate exterior de bătă.
Cam asta ar fi Liga Campionilor. Deci la ei așa e. Nu e nicio legătură cu nicio altă limbă, nicio legătură cu contextul, adică toate sunt acolo undeva. No Champions League, boy, nu știu ce, dar de fapt denumirile lor sunt, n-are nicio, zici că-i conservă de pește deschisă cu piatra de nurcă. Da? Deci cam așa sună la ei, n-are nicio legătură. Și în toate limbile, denumirea asta de Liga Campionilor, cât de cât este comună, sunt absolut convins că maghiar are o denumire de-asta înfiorătoare, de zici că este campionatul județean de popice, așa sună. Așa e la ei. Ok, mulțumim și noi. Atâta doar că readucerea în actualitatea lui Horia și a tovarășului Dan, ăștia sunt un fel de, ce să spun, Aristotel și Platon, sau Platon și Socrate, cam așa, adică sunt morți de mult, tată. Sigur că au rămas în memoria celor care ne urmăresc, evident că numele lor este scrijelit aici pe toți pereții, sigur că există o tradiție, sigur că avem un mauzoleu la care să ne închinăm, sigur că atât, ei nu mai există, oale și ulcele amândoi. Bun, asta s-a întâmplat acum 7-8 ani, nefericitul de tovarăș Dan, ăla cu toba și cu zacusca, a traversat din Bruxelles, pleca el, era frică de avion și de asta nu pleca din România niciodată, pleca din Bruxelles spre lumea nouă și traversa Atlanticul ăla pupând crucile, exact cum făcea pe vremuri Florin Călinescu deasupra aeroportului de la Moscova, când vedea numai alb în jos, era furtună de zăpadă și știa că nu vor mai ateriza niciodată. Așa făcea și tovarășul Dan. Pupa crucile deasupra Atlanticului, doar o ajunge cu șlapii intacți în Cuba, sau Cuba de Oi, sau în Puerto Rico, sau în Republica Dominicana, sau pe unde Dumnezeu se mai ducea el. Dar probabil că la un moment dat o fi făcut vreun tetanos acolo, s-o fi înțepat în vreun gard, da? După ce băuse o sticlă de rom, căzuse prost sticla aia, așa, într-o seară, după ce și-a băut cafeaua ca rapidiștii la 9 seara, acum o să-și o bea dimineața, rapidul, asta e, o să o bea la 9 dimineața, că iar îi așteaptă un deceniu de matineu, și-o fi căzut acolo, ce știu eu, pe niște trepte dintre alea care scoburau spre mare, fi înțepat într-un grilaj, asta e, până l-au dus muierile alea care îl îngrijau, de-i dăgeau o ciorbă de lături și de salată, până să-l ducă alea la primul doctor, ei s-au umflat mâna, au trebuit să-i o taie, s-a gangrenat mâna, o complicație, s-a curățat. Asta e. Ce vrei? Noi a ajuns aici în Berceni, avea o moșie. Așa a trebuit Cuba. S-a curățat. Deci, din păcate, astfel de ascultători nu mai sunt în calea noastră. O să medităm însă la ei în pauza publicitară și vom reveni. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Drama, așadar, dragi prieteni, încă o dată spun, acest clasament bulversat la TAS. E adevărat, când încă mai se mai poate schimba ceva, dar nu foarte mult, cu două etape înainte de finish. De obicei, TAS-ul intervenea la sfârșitul sezonului. Ne așteaptă o vară cum a mai fost, de altfel, din multe puncte de vedere. Acum, sigur, campionatul nostru va deveni o necunoscută la 14 echipe. Situația financiară aproape necunoscută, pentru că nu știm ce se va întâmpla până la mijlocul lui iulie. O să avem toată luna iunie fără fotbal intern, ceea ce este foarte bine. Păcat că în iulie începe totuși așa de repede competiția. Practic în prima jumătate a lunii iulie, îmi reamintesc pe 8 iulie, este programată Supercupa României, probabil între Steaua și ASEA Târgu Mureș, și de asemenea vom avea startul noii ediții de campionat pe 11 iulie, cu o lună mai devreme decât în Franța, de exemplu, unde începe ca de obicei pe 8 august. Asta este data bătută în cuie la ei de câțiva ani, dar cam atunci începe și în Anglia campionatul, sau dacă nu, cu o săptămână mai târziu. Cam aia este data în general pentru campionatele puternice
europene, deși povesteam mai devreme lovitură de măciucă și pentru integritatea campionatului de Ligue 1, acesta va fi de la anul subțiat din punct de vedere al interesului valoric, nu al interesului financiar, pentru că doar două echipe vor retrograda din Liga la sfârșitul ediției viitoare și doar două vor promova din Liga a doua. Procedura este în curs de a fi finalizată și pentru Liga a doua, respectiv Liga a treia. Adică din Liga a doua vor pica două echipe și vor promova tot două din Național. Nu se știe însă câte vor pica din Național, pentru că acolo campionatul era tot așa în plină refacere. A fost la un moment dat un campionat cu 22 de echipe, apoi unul cu 21 de echipe, pentru că câștigaseră unii pe la TAS tot așa și au trebuit să fie reinstalați în campionat. În acest an pică 4 în Național din 18, deci nu se știe care va fi alcătuirea pentru sezonul viitor, dacă vor fi doar 16 echipe și din ele să pice 2. De exemplu, ar fi interesant, nu cunosc încă aceste detalii, pentru că și la ei echipele din Național nu au statut profesionist cele mai multe și Dumnezeu cu mila, o trebuie să treacă toate prin purgatoriul întâmplărilor financiare, ca să le spunem așa. Bun, în orice caz ne apropiem de un weekend plin de fotbal. Spuneam, astăzi la noi sunt două meciuri care au, bineînțeles, o cu totul altă savoare după rezultatul din această dimineață de la TAS. CFR Cluj, vă reamintesc, este informația zilei și a recuperat cele 24 de puncte și se află de pe o poziție retrogradabilă pe locul 3 în clasament, având chiar și un avans de 2 puncte față de a 4-a clasată. CFR Cluj dintr-o dată a făcut un salt uriaș în clasament. Cu toate astea, meciul zilei este la Mediaș între Gazmetan, de acum prima retrogradabilă, și Concordia Chiajna, exact echipa de deasupra liniei, o partidă de 12 puncte, nu de 6. Mediaș are nevoie de victorie pentru a egala la puncte Chiajna cu o etapă înainte de final. Cele două echipe urmând să joace Chiajna acasă cu Petrolul, Mediaș și un deplasare la Brașov în ultima etapă. O victoria Mediașului însă ar dăuna și mai mult practic echipelor de la locul 14 în jos, ca să nu mai vorbesc de un rezultat pozitiv al celor de la Chiajna, pentru că la Concordia, de exemplu, nu pierde astăzi la Mediaș și ar face un egal, ar avea 39 de puncte, automat Ucluj și FC Brașov ar fi retrogradate deja în această seară, pentru că ele nu mai pot să ajungă decât la 38, iar dacă Concordia bate la media și a picat și Rapidul. De dintr-o dată, și a picat și Gazul, bineînțeles că ar fi 41 la 35, rezultatele directe ar fi favorabile Chiajnei. Deci, ce să mai lungim, dacă Concordia bate astăzi la Mediaș, nu mai are nicio importanță în subsolul clasamentului tot ce se va juca începând de mâine. Deci ultima etapă inutil, iar toate meciurile celorlalte echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării și în etapa 33-a, ca și în etapa 34-a, să joacă degeaba. Sigur, ăsta este scenariul cel mai puțin probabil, cu Concordia să bată la Mediaș, Mediașul fiind în formă oarecum, după un egal la Dinamo, după ce au bătut acasă pe ASEA, după ce au bătut acasă, sau mă rog, au câștigat la Astra, chiar, e adevărat, înainte de venirea lui Șumudică, au făcut un egal în deplasare la Ucluj, au rezultate bune în ultima perioadă, sunt greu de bătut, asta ar menține suspansul, evident, o victorie a Gazului, dar, atenție, au nevoie de o victorie la 2 goluri diferență ca să treacă de Concordia în clasament, pentru că au pierdut la Chiajna cu 1-0, ne spunea Ioan Horoba în turul campionatului, și nu avem de ce să nu-l credem. Deci au nevoie de o victorie la 2 goluri diferență. Dacă bat cu 2-1, de exemplu, sunt sub Chiajna. Iar la 1-0 contează golaverajul general. Dacă vor câștiga cu 1-0. Oricum, sigur că primul gând al Gazului este să bată. Pentru că ei pot să bată la Brașov în ultima etapă, având în vedere că Brașov va fi certamente picată în momentul respectiv. Nu va mai avea
toate motivele să lupte împotriva gazului, numai că și Concordia va câștiga acasă cu petrolul. În ultima etapă, petrolul, chiar dacă teoretic este în luptă pentru podium, probabil că nu va mai fi în momentul ăla, sau asta e ultima lor grijă, să termine pe locul 3, având în vedere că oricum nu joacă în cupele europene. Pentru podium se luptă 4 echipe, dar numai Astra Giurgiu poate să participe în Europa League. Celelalte nu, indiferent că ocupă acest loc sau nu-l ocupă. Astăzi mai avem un Petrolul Dinamo, este întoarcerea Strâmbului la Ploiești. Deci un meci în care Strâmbul va fi scuipat, se va arunca cu ouă în el. Asta este, ci că 12% dintr-un ou îl reprezintă coaja. E bine, coaja va fi toată în Strâmb. În această seară, Petrolul Dinamo, un meci fără miză, dar cu orgolii. Un ascultător pe fir. Bună ziua, domnule Banciu, sunt Lazar Bocan. Nu ne-am auzit după timpul când discutați de Robert Mugabe și în final m-ați întrebat cum se numește acum fostul Dahomey, dacă vă mai amintiți. Mamă, Dahomey, Beninul de astăzi. Da, și eu nu mi-aduceam aminte de Benin, dar știam să-l localizez că pe lângă Niger și Nigeria. Așa. Da. Vreau să vă supun analizei trei subiecte, dacă avem timp, pe care am văzut că nu le sesizați, cu toate că sunteți unul dintre cei mai mari analiști sportivi. În primul rând, referitor la promovare, retrogradare, că vă îngrijorează faptul că s-a ajuns și în Franța să retrogradeze două, să promoveze două. Așa. Federația de acolo a sesizat, așa cum și Germania, așa, și cu Anglia și alte țări, și au stabilit ca să promoveze sau să retrogradeze două echipe. În schimb, noi n-am sesizat anomalia regulamentului pe care îl avem. Retrogradând patru echipe și promovând din cealaltă, din serie B sau din divizia B4, se creează o destabilizare completă a tuturor divizilor. Pentru că, așa cum e în Germania în momentul acesta, ultima clasată are șanse de supraviețuire până în ultima etapă. La noi ultima clasată nu are șanse cu câteva etape înainte, fiindcă e greu să sară peste patru locuri în sus. Așa e. Și atunci Federația a propus în mod artificial ca să facă un punctaj artificial, să nu știu cât să ajungă la 25, ea fiind retrogradată de fapt. Atunci de ce nu îi se impune și primei clasate să nu mai câștige cu câteva etape înainte campionatul, să fie depunctată, că poate să măsluiască următoarele meciuri. Păi da, dar să știți că sistemul pe care îl pomeniți cu patru retrogradate nu mai e de actualitate. Acum pică 6 și vin 2. Cu atât mai e rău. Da, dar asta e un singur sezon, pentru că de la anul vor pica doar două echipe. Rău. Eu am vorbit în stadiul obișnuit al campionatului nostru. N-a fost obișnuit. Cu patru retrogradate a fost o singură dată. Deci nu este ceva tradițional fotbalului nostru. Păi este de acum câțiva ani. Da, dar o singură dată au picat patru, atât. În rest, au picat doar trei. Sau chiar două. Iar de data asta pică 6 pentru că se face reducerea de efectiv de la 18 la 14. Anul trecut n-au retrogradat 4. Păi doar anul trecut. Atât. În rest n-au retrogradat 4. De mulți ani, domnul Banciu. Așa s-a produs faptul, s-a ajuns la ca UME Timișoara să dispară din cauza acelui regulament artificial, okay, care urmează pată. Să vă spun ceva, regulamentele nu pot mulțumi pe toată lumea, asta spuneam și noi. Sigur, unii ies bine, alții ies prost, dar nu avem ce să facem. Nu putem să găsim un regulament care să-i mulțumească pe toți. Da. Niciodată nu va fi așa. Și mai e un aspect al acestor cu patru promovate, patru retrogradate. A patra din divizia B poate să fie egal valorică cu prima de sublinie din divizia, sunt 8 locuri distanță. Da, așa, așa e. Așa că e mult și două retrogradate. Una trebuie să retrogradeze, domnul Banciu. Dar din câte? Una din câte? Din câte ori fi, că în Anglia, în Championship, din 24 retrogradează 3, parcă. 3, da. Da, vedeți?
alt punct supus. Bine, la totuși pică 3, adevărat, nu pică una. Păi, da, din 24. În 24, da. Nu ca noi 4 din 18. Așa. Spuneați din, cu câteva zile sau săptămâni în urmă că un antrenor din Franța spune jucătorilor săi din atac să tragă pe poartă. De fapt, el spune mai precis acest lucru, dar spune mai așa, mai voalat. Da. Nimeni nu e un țintaș perfect pe lumea aceasta, domnul Banciu. Ori ați făcut armata ca și mine. Dacă trageți la țintă, glonțul se duce ori mai în stânga, ori mai în dreapta. Așa. Dacă trageți cu arcul, la fel. Dacă trageți cu piciorul minge, trebuie să țintiți portarul ca să dați pe colț. Înțelegeți? De la 20 de metri. Da. Că dacă țintiți colțul, dați ori pe lângă poartă, ori dați în poartă. Și de aceea antrenorul spune să tragă pe poartă. De fapt, el zice să țintească portarul. Nici să țintește portarul de la 2 metri, dar de la 20 de metri trebuie țintit portarul ca să se ducă mingea pe colț. Interesantă. Înțelegeți? Variantă, da. Înțelegeți? Al treilea aspect... ar trebui înființat un nou sport, fotbal ultraliberal, că nu, foarte conservatoare sunt regulamentele în fotbal și numai în fotbal, în general în sporturi. Și acest regulament ar trebui, așa cum v-am auzit și pe dumneavoastră, eu am scris o carte, să dispară lovitura de la 11 metri, cel puțin pentru fault. Nu știu dacă cu mâna... Urgență, dar cel puțin pentru fault, în care eu sau până la 20 de metri trebuie să omoare dreptul să faulteze și atacantul și fundașul. Și atunci n-ai mai fi 11 metri. E, să dispară și offside-ul și arbitru nu va mai avea niciun rol. Acești oameni de nimic nu trebuie să se mai vorbească cu ei. Cum e posibil că să ia peste 50 de milioane când oameni pentru a face ce? A face numai rău când unii oameni mor de foame. Nu se poate să mai existe această meserie. Prin acest regulament, ori se va trece la fotbalul actual, la regulamentul acesta, ori să funcționeze un alt sport în paralel pe lângă el. Și atunci se va vedea care e cel mai bun. Și cu regulament, cu punctaj, în loc de 3 puncte, cu 5 puncte, iar pentru meci egal, nu să iau o echipă un punct și una un punct. Un punct unde dispare? În emergenția acestor regulamente nu se poate. Și atunci o echipă să fie ea din deplasare să ia 3 puncte, iar cea din de acasă 2 puncte. Și atunci va fi clasamentul perfect. Am făcut un studiu al clasamentului când echipa România a făcut 2-2 la Copenhaga și s-a văzut că echipa noastră, acum câțiva ani, putea să meargă mai departe cu acest regulament. Da. Bun, mulțumim de intervenție. Asta am vrut să vă spun. E perfect. Am fost vehement, dar țineam de mult să vă spun. Foarte bine. Mulțumim de intervenție. Asta este, dragi prieteni. Sigur că multe din aceste discuții stau pe limba ascultătorului pentru a fi spuse la un moment dat și fiecare sigur are argumentele lui, dar la noi, ca să emit totuși o părere până la urmă și să încerc să comentez puțin, s-a redus numărul de echipe din motive financiare, iar acele 4 retrogradate, câte sezoane au fost, că nu mai țin minte, nu se făceau pentru a veni împotriva echipelor sau împotriva competiției, ci pentru a o sprijini, tocmai având 4 retrogradate, numărul meciurilor aranjate era mai mic. În primul rând asta era. Nu contează că unele echipe de pe nu știu ce ume, Timișoara sau ce știu ce CSM Reșița aveau de suferit. Campionatul era viciat cu o retrogradată, cum pretindea ascultătorul, sau cu 2 sau cu 3. Meciurile aranjate se înmulțeau. Cu 4 retrogradate nu mai puteai să stai liniștit. De la locul 10 până la locul 18 erai amenințat în permanență. Deci nu mai aveai cum să... Când pică 4 dintr-o divizie, prăpăd. Numai că la noi lucrurile se făceau, bineînțeles, fără niciun cap categoric. Asta vă spuneam mai devreme cu Franța. Nu știu ce a vrut să insinueze ascultătorul, că celelalte campionate nu vor trece din sezonul viitor la acest sistem francez, că n-au de ce.
pentru că la ele bani sunt suficienți. În Anglia nu se va întâmpla niciodată așa ceva în prima ligă, la banii pe care iau. E ok 20 de echipe cu 3 retrogradate, 3 promovate. Nemții au un sistem ok cu 18 echipe, pică 2 plus 1, e în regulă. Spania și Italia sunt la 20, pică 3, e decent. În Franța s-a făcut acest pas pentru că, spuneam, nu mai erau investitorii atrași de echipele mici și medii. Și atunci s-a tras acest semnal de alarmă de mulți ani, nu numai de acum, și se aplică acum, e adevărat, un pic pe repede înainte, o situație care nu-i caracterizează pe deplin, pentru că ei au hotărârile de obicei cu 2-3 ani înainte, au luat-o acum pentru că, într-adevăr, la fiscalitatea și la impozitările campionatului Franței, care sunt cele mai mari din lume, bineînțeles că această măsură se impunea din punct de vedere strict financiar. Ea dezavantajează planul sportiv. Pentru că odată ce se vor cunoaște cele două retrogradate, e posibil să fie ca anul ăsta, când ultimele două clasate erau cunoscute cu 10 etape înainte de final, practic, va fi o țurcă pe final. Toată lumea va câștiga meciurile cu echipele alea fără nicio grijă, în mod normal. Iar echipele aflate în vrie de la începutul sezonului, gen Bastia, gen Caen, gen Lorient, da, astea care sunt de la începutul anului, Nantes, toate se gândesc numai să vadă cum evită retrogradarea, își vor face totuși calculele un pic mai lejer, știind că nu mai sunt 3 și sunt 2, ceea ce nu este în avantajul fotbalului, dar nu îi dezavantajează pe cei mari. Echipele aflate în bătălia pentru titlu au numai de câștigat. Pentru că va fi o relaxare oarecum la acest nivel, din păcate. Francezii n-au făcut-o ca să-și saboteze propriul fotbal, ci pentru că nu mai aveau un cotro. Speră că așa, o să vadă acum, dau un răgaz probabil de vreo 5 ani acestui sistem, să vadă dacă așa vor crește investițiile la echipele mici, care nu mai puteau supraviețui în ritmul ăsta, cu o fiscalizare de peste 50%, fără investiții străine, bani doar de la bugetul local, de unde Dumnezeu să mai țină echipele de fotbal să mai fie și competitive. Fotbalul devenea neplăcut ochiului. Nu mai aveau jucători de calitate. Astea sunt motivele. În alte țări, deocamdată, acest semnal de alarmă nu se trage, dar vor trage și aia dacă nu vor mai avea încotro. Italia, de exemplu, poate să reducă la un moment dat campionatul la 18 echipe, că după mine pălăria e deja prea mare. 20 de echipe la cât de rău stau financiar în Italia e mult. Dovada Parma, care a terminat campionatul ăsta în genunchi și va trece în faliment. Deci nu se mai impuneau 20 de echipe. Poți să-l duci la 18. Nici în Spania nu se stă pe roze deloc. Dovadă, campionatul era să intre în colaps. Pe sfârșit, cu greva anunțată pentru drepturile TV, pentru împărțirea banilor din drepturile TV. Deci nu, 20 de echipe pare să fie cam mult pentru Europa în momentul de față, cu excepția campionatului englez. Sau dacă ții 20, atunci să reduci numărul de echipe retrogradate, ceea ce sigur scade încoată, zic, interesul competiției în mod evident. Pentru că de la locul 10 în jos, astea sunt echipele influențate, deci din 10 echipe pică doar 2. 8 dintre ele vor scăpa. Acum, e o mare diferență între 2 și 3. Pentru că asta înseamnă, dacă o iei așa matematic, după calcule științifice, cel puțin 6 etape în plus disputate cu sârg. 6 etape în plus în care să joacă. Acum, evident, pot să fie și excepții. Să poate să avem, de exemplu, un campionat francez la anul în care nicio echipă nu rămâne de căruță. Toate echipele se vor bate. Nu va fi niciuna atât de slabă, e puțin probabil acest lucru, mai ales la ce nou promovate o să avem. Dar dacă nu va rămâne niciuna de căruță până la final, atunci interesul este aproximativ același, dacă tu n-ai nicio retrogradată înainte, să zicem, de ultimele 5 etape. Atunci bătălia va fi, nu se va mai simți că pică doar 2 sau 3. Uite, în Algeria, am citit în L'Équipe, în acest an, 6 echipe încă au șanse la titlu și 15 pot să pice. Și că asta este situația clasamentului din Algeria. Nu l-am studiat în detaliu, dar am văzut un comentariu acolo. Adică așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. În situația asta, da. Atunci nu poți să spui că e un campionat care și-a pierdut din interes. Dar în principiu așa va fi. Totuși de remarcat, în Franța, care propune cele mai slabe 3 nou promovate, cred că în ultimii 10 ani, Troa, Gazelec, Ajaccio și cel mai probabil Angers, în această seară are nevoie de un punct acasă cu Nîmes.
una dintre ele, cel puțin, una dintre ele va sta 2 ani consecutiv în Liga 1, ceea ce deja este remarcabil. Pentru că picând doar 2, una sigur va rămâne, dacă retrogradatele vor fi din astea 3, ceea ce este foarte posibil. Angers și Gazelec Ajaccio, de exemplu, n-au față de Liga 1, după părerea mea. Ar trebui să coboare imediat după acest sezon. Putem să spunem că deja în mare știm cine va pica. Printre astea 3 se vor alege cele 2 retrogradate în sezonul viitor, dar oricum, chiar și așa, una dintre ele va zăbovi 2 ani pe prima scenă, ceea ce este remarcabil pentru o echipă atât de mică. În schimb, în divizia 2-a este dezastru. Îi aș smulg părul din cap toți. Vom avea un B la anul, spuneam, cu Lens, Metz, Brest, Sochaux, Auxerre, Nancy, Valenciennes, Athletic Ajaccio, Evian și așa mai departe. Deci un B, poate Strasbourg, mai interesant ca oricând, practic cu 7-8 echipe cu nume, din care doar 2 vor promova. Nu-i sigur că intră astea. Poate să fie o surpriză să-ți intre un Dijon, să zicem, sau cine știe ce echipă la mijlocul clasamentului, că mai sunt surprize. Îți promovează un tur, de exemplu, cum anul ăsta, de altfel niciuna dintre cele 3 nu era favorită. Deci B-ul de la anul va fi excepțional, atâta doar că interesul și bugetele vor fi mai mici, pentru că ăia care mai bagă bani încă în divizia a doua vor spune, bă, de aici înainte chiar că n-are rost. Nancy, de exemplu, sau Sochaux sunt cele mai afectate după mine. Sochaux, care a fost preluată de niște chinezi care vor să injecteze niște bani acolo, au pierdut un loc. Nancy, care se bate de câțiva ani să revină, încă este teoretic în cărți și în această ultimă etapă, pentru ei a fost o lovitură de măciucă. Faptul că nu pot promova decât 2 la anul, aproape imposibil, în condițiile în care, spuneam, sunt 8 echipe cu nume. Metz, Brest, Lens, asta clar, Sochaux, Auxerre, Nancy, clar, deci 6 echipe, la care, încă o dată spun, se pot adăuga Evian, Valenciennes, Ajaccio și iată avem 9 echipe care se vor bate pentru oricare dintre aceste echipe a nu promova, nici n-am zis-o pe Le Havre, putem să punem 10 dacă o trecești pe Le Havre, cea mai veche echipă din fotbalul francez este Le Havre, prima înființată. Deci 10 echipe pentru oricare dintre ele, dacă va ști că nu va promova, este o dramă. Bun, ne întoarcem după o pauză și vorbim despre ce ne așteaptă în acest weekend în fotbalul internațional. Ce vă spălați pe cap? Cuțit. Dar de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Ne-am întors în direct, astăzi în afară de cele 2 meciuri de la noi pe care le-am tot pomenit deja, și un meci amical între Africa de Sud și Malawi, dacă se va juca, e programat teoretic la 18:30, plus un meci în Portugalia, Porto Penafiel, la 10:30, nu avem foțom de prima divizie. Portugalia este la începutul ultimei etape, Porto Penafiel este un meci din ultima etapă. Porto trebuie să câștige ca să ajungă la puncte pe Benfica, dar sigur că asta nu-i va fi suficient pentru a câștiga titlu. Benfica are acasă cu Maritimo în ultima etapă, nu știu care e sistemul la ei, cred că deja Benfica este campioană. În orice caz, cu un punct ar câștiga titlu, având avans față de FC Porto, 83-82. N-are cum să piardă acasă Benfica cu Maritimo, care este salvată de la retrogradare. Portugalia, tot așa, din sărăcie a ajuns la 18 echipe, din care pică 2. Sunt picate deja Penafiel și Gil Vicente au picat, a scăpat însă Arouca, care tot așa nu mai jucase, cred că niciodată, în prima ligă portugheză. Avem un ascultător pe fir. Da, bună ziua. Bună ziua. Emanuel la telefon. Am sunat mai mult pentru că am auzit că ai cotrobăit prin cimitirul elefanților, căutând după domnul Dan și alte... Așa, și aveți vești? Și am, nu, da, vești am. Am sunat în primul rând să spun că eu sunt în viață. Bine, înțeles, nu de aparate, în paranteză de radio. Da, da, nu sunteți tovarășul Dan noastră. Tovarășul Dan, pe crucea dânsului scrie un mare rip. Așa, pe asta zic, e mort, nu? Da, clar.
Sigur, am fost de față. A, sus de față când a decedat? Nu, când a fost ascuns. Când a fost ascuns. Ok. Da, e cam același lucru. Unde a fost ascuns, totuși? Păi undeva sub minim 2 metri. Așa, sub un păr, sub un nuc. Da, probabil. Seiul lui Eminescu era nimic. Nimic, așa este. Dar cam când s-a întâmplat asta? Cam cu câți ani în urmă, ca să avem și de așa o... Minim 2. Da, deja e praf și pulbere. E oale și ulcele, da. E clar. A, bun, asta e o veste bună, să știți, pe care ne-o dați, că ne liniștește. Adică să te gândești la un om, să te gândești la un om și la 2 ani după moartea lui, ca și cum ar trăi, e totuși ridicol. Da. Exact. Așa că mai bine să ne luăm definitiv din minte și de la suflet, pentru că, într-adevăr, nu mai este printre noi. Cântă cocoșii în depărtare, domnul Emanuel. Dar asta este, să zicem că este un cântec al cocoșilor care mai aduce un omagiu tovarășului Dan, omul cu pateu și cu zacusca. Bun. O zi minunată. Mulțumim. Mulțumim, iată, ascultătorii, deci atenți până la urmă la cei decedați. Tovarășul Dan a fost printre membrii fondatori ai acestui post de radio. Post de radio fondat de altfel de ascultători, este în singurul caz în România. Fondat de ascultători, unii dintre ei sigur au mierlit-o între timp, cel puțin doi sunt morți, Horea și tovarășul Dan. Horea cred că a murit într-un atentat sau într-un cutremur pe undeva prin Japonia, au fost pur și simplu omorât de niște islamiști pe nu știu pe unde, când își făcea vacanțele în șlapi pe lângă piramide pe undeva, părăsise România din informațiile pe care le aveam, nu-și mai găsise job aici, sau sunt străinătate, câștiga zeci de mii de euro pe lună, dar tocmai pentru că avea mulți bani a considerat că trebuie să-și facă vacanțe în locuri bizare și se pare că așa a mierlit-o. Tovarășul Dan era un securist pe care sigur că noi l-am stimat, l-am apreciat, chiar l-am iubit unii dintre noi, în condițiile în care el totuși așa securist cum a fost și probabil ucigând în viața lui mulți oameni, a făcut și bine acestui post de radio pe vremea când aveam frigider. Acum nu mai avem. Pe vremea când aveam frigider, el ne aducea tot felul de lucruri pe care nu le consuma acasă, practic nevandabile, aproape expirate, dar pentru noi erau foarte bune și alea. Le depozitam în frigider și din când în când mai făceam uz de ele, mai ales când ne avem femei prin zonă, chiar dacă mirosea înfiorător în frigider, tot ne descurcam cumva. Bun, mai avem un ascultător pe fir. Vă salut, domnul Radu. Ce trăiți? Lăsați-l, morții cu morții, lași și noi. Așa e. Și noi încă și mai suntem cu dumneavoastră, vă ascultăm. Păi da, sigur, au fost înlocuiți cei 17 ascultători încet, încet, până la urmă de fluxul și refluxul societății. E bine, eu vă ascult de la înființare, plăt. Da, dar asta nu înseamnă că sunteți membru fondator. Nu sunt, domnul Radu, sunt ascultător. Exact, erau mai mulți securiști cei care intrau în alcătuirea, pe așa e peste tot. Mă rog, vreau să, cum să spun, salut, chiar îmi pare bine că TASU a dat înapoi punctele la CFR. Sunt punctele înapoi, chiar mi-a plăcut cum a jucat CFR în ultima perioadă. Adică chiar au jucat fotbal în comparație cu alții care, mă rog, da, asta e altceva cum au jucat, nu, asta e ca aia la Liviu Dragnea, el a îndemnat oamenii să iasă la vot, nu, nu e asta, nu contează cum au jucat, ei nu și-au făcut datoria în birouri, ca și club, așa este, da. Nu jucătorii, sigur că jucătorii nu sunt de vină, dar atâta timp cât ei n-au fost plătiți la timp, ăia și-au bătut joc de contracte, toți jucătorii spun asta, sigur că decizia aia era, de sancționare cu 24 de puncte. Da, din păcate, da, asta este, plătesc alții pentru greșelile altora. Bineînțeles, deci nu, decizia nu este, după părerea mea, logică, dar poate că n-aveam noi toate amănuntele. Poate că avocații CFR-ului au reușit să găsească niște chichițe administrative, cum că insolvența a fost declarată, cum că și dacă n-a apărut în acte, ea era deja, cu chestia asta cred că i-a pârlit pe aia de la TAS. Cu insolvența asta, pe aia nu metrizau, nu jonglau cu toate argumentele în ceea ce privește
termenii românești ai acestei insolvențe, care de fapt nu e o insolvență reală, e o bătaie de joc prin care sigur cluburile încearcă să fenteze competiția și să-și bată joc de jucători. Asta înseamnă insolvență de fapt. Ele nu intră în insolvență ca să se redreseze, să se dea pe brazdă, ci ca să tragă de timp. Exact. Ei, dar așa trebuia să se ia măsura. Ia toată pentru toate, retrogradează și Rapidul, ce-i Rapidul? Vezi și Dinamo, două cu el de pământ de la afară. Au plecat în B echipe titrate din Europa. Absolut. Dă-i afară și pleacă cu toți de acolo, care poate să țină de divizia aia, să țină, care nu are vedere, du-te tată, nu umbla cu șmechereală. Așa trebuia, federație, nu federație, ligă de-aia, știi de care. Și să-i aducem aminte lui domnul Șumădică, Rapidist, să nu facă eșec de zel, să nu uite cât l-a ajutit Steaua și cât a râs de el și cât a râs de noi și cu șmecherii la Vaslui și în alte părți și la Craiova și peste tot. Că nu, se, nu e o gaură în cer dacă nu e Steaua campionat. Asta am zis și noi. Sigur că n-ar avea niciun motiv, evident. Și motiv să aibă și Mudică când la Astra acasă a câștigat și gaz metan, marele gaz metan care e în B. Da, a câștigat viitoarea echipă campion. El nu era atunci antrenor. Și ce dacă jucătorii sunt aceiași, forma sportivă e aceeași. Păi da, asta e clar. Păi, să nu se joace cu șbechereală, că mâine pâine Steaua lui jură iar. Și ce spune? Ce prostie și Mudică ăsta. N-a făcut campion. Că așa, rămân așa gândește. Da, evident, păi nu, dar așa și merită. Adică, și așa și-ar merita. Ce aici aici ai vorba, să lămurim, aici ai vorba numai de prostie. Deci dacă el se duce și face mai ales un egal, că nu trebuie să bată, trebuie să facă egal, da? Deci dacă face un egal cu ASEA, chiar e ultimul prost, în mod evident. Are locul asigurat în UEFA, să nu uite cât are Steaua de noi și cât plângea în tribune cu noi alături și cât ne-a josit. Această mare echipă Steaua, care aranja peste tot când a fost să ia. Bineînțeles. Iată toată presa cu Steaua, să ia Steaua. Bineînțeles, Steaua. Și nu numai cu presa și cu arbitrii și cu... A furat cu toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziție în toată existența ei, evident. Da, în inima mea de Rapidist, eu știu sigur cum gândește și omii. El trate și face. Îl face el. Azi liniștit că știm cum gândim noi. Bineînțeles că asta e o variantă. Sigur că nu poți să declari în public, da, domnule, le dăm meciul. Bineînțeles. Mau și trimite acolo în două locuri. Să se mai bucure și altă regiune din țara asta de un titlu de campioni. Să mai fie și alți oameni fericiți. Da. Să trăim, domnul Radu. Mulțumim de intervenție. Într-adevăr, așa este. Steaua nu merită campionatul. L-a pierdut pe mâna ei. De ce să o ajutăm să devină campioană sau să redevină campioană? Așa este. Mai ales că n-ai niciun motiv să te bați cu Astra. Într-adevăr, ai pierdut și podiumul. Acum a venit CFR-ul peste tine. Are 3 puncte în plus. În mod normal nu-l mai iei. Ai meciuri grele oricum. Tu ce poți să faci cu Astra? Să faci un egal cu ASEA. Păi nu-ți ajută la nimic. Absolut la nimic. Și în ultima etapă pierzi la Dinamo. Sau faci un egal la Dinamo. Cu 2 puncte nu mai poți să ajungi pe podium. Deci oricum nu prinzi nici podiumul. De asta zic că este absolut un exces de zel. Absolut un exces de zel. Mă uitam peste afluența minut cu minut, biletele vândute pe Stad Velodrom la meciul de mâine cu Bastia. 56.478 la ora 16, ora României. Acum e 16.34. Deci acum 34 de minute erau vândute 56.478 de bilete pentru meciul cu Bastia. Asta înseamnă că mai trebuie să vină încă 523 de spectatori ca să se bată recordul din toate timpurile într-un sezon. Peste 1.006.932 de spectatori. Sigur, un record ala con, sunt de acord, dar ne jucăm și noi cu ce mai putem. Asta avem de gând. Asta este unul dintre subiectele de discuție înainte de meciul de mâine cu Bastia. Sigur, în principiu, o formalitate pentru OM. Bastia, am văzut că vine numai în izmene. Într-adevăr, vreo 6-7 jucători nu mai fac deplasarea, ultima etapă, sunt deja în vacanță, între care fundașii Schilaci și Modesto nu vin. O mai e cazul, într-adevăr, deși tot așa ca și Șumudică și ei au declarat că nu vor să piardă, că portarul de rezervă va fi titular, Jean-Louis Leca,
căruia OM i-a dat 3 sezonul trecut. Ăla a fost singurul meci al sezonului trecut, OM Bastia, când Anigo era antrenor, pe care OM l-a câștigat la 3 goluri diferență. Tot campionatul, alt meci n-am avut. I-am bătut pe Bastia acasă cu 3-0. Și Leca ăsta a fost portar. Țin minte, el va veni și mâine, sperăm să le dăm cel puțin 3. Nu contează câte luăm, dar să dăm goluri, asta este ideea, pentru că șansele oricum la locul 3 sunt destul de mici, aproape inexistente, bineînțeles, cu meciul Lorient-Monaco. Ascultător pe fir, dacă a mai rămas. Bună ziua! Să trăiți! Andrei, mă numesc. M-a deranjat atitudinea antevorbitorului și omul zic că nu cred că ar trebui el să o facă pe Steaua campioană. Omul zic că s-ar face pe el, ca și antrenor, da, mai competitiv, dacă ar, echipa pe care o conduce ar câștiga. Și acum, care e spiritul competiției, de fapt? Pentru ce se joacă? Se joacă ca să se câștige, nu? Bun, dar... Și mudică, sigur, dar... Dacă lumea l-a înjurat... Am explicat, explicat chestiunea asta. Stelit, el n-a înjurat publicul stelit, l-a înjurat. Dar asta n-are nicio treabă cu menirea ta ca antrenor, ca jucător, ca echipă, da? Să-ți faci datoria, adică... pentru ceea ce te-ai apucat de fotbal, adică să câștigi, la urma urmei. Da? Bun, și oricum, antevorbitorul a avut exact discursul ăla de rapidist, frustrat, care, cum să zic, are doar în palmaresul clubului, doar în succesele stelei. Atât. Probabil că trebuia să mai bucure și el ceva de anul ăsta. Dacă ar mai avea Steaua încă un succes, ar fi... teoretic așa, câștigarea încă Liga Campionilor câștigată de Rapid. Eu tâmpenii asta, sincer. Dumneavoastră sunteți stelist? Sunt stelist, dar sunt și obiectiv în același timp. Evident. Nu, ideea care nici eu nu l-am la inimă pe Șumudică, nici el nu are pe noi. Mi-e indiferent ce face Șumudică acolo, dar problema e că Șumudică trebuie să plece de la chestia asta. Dom'le, trebuie să înving. De ce? Pentru că eu sunt antrenor și așa îmi construiesc o carieră ca antrenor, câștigând. Da, dar nicio treabă cu ambițiile personale. La nivelul ăsta, ambițiile personale trebuie lăsate deoparte. Numai între noi, poate, suporterii, dar eu nu-l înțeleg pe respectivul, antevorbitorul, care era prea hotărât așa și... În fine. Da, bine, și Șumudică, sigur că una este ce declară în public și alta este... cum va juca echipa lui, eu altceva vreau să spun și am și spus zilele trecute. N-am nimic împotriva, bineînțeles, spiritului de competiție, că pe ăsta încercăm să-l apărăm și noi în fiecare zi. Dar nu sunt nici pentru stilul ăsta, de exemplu, cum a jucat Craiova în Giulești. Adică să vedea că ei n-aveau absolut nimic de câștigat acolo, doar era un orgoliu din ăsta să-i nenorocească pe ăia din niște motive care tocmai nu țineau de sport. Nu era că va deveni Cârțul mai mare antrenor dacă bate în Giulești. O, el avea de demonstrat. Spusese el nervos pe perioada în care a antrenat Rapidul că nu i-a ieșit și a zis hai să-i pârlesc pe ăștia. Da, cu Brașovul acasă s-au dat la o parte. Da? Adică, tocmai asta vreau să spun, că nu e asta. Și Șumudică, nu-i momentul să lupte ca și cum ar juca în Liga Campionilor acasă cu ASEA ca să demonstreze ce? Că e corect? Nu. Uitându-mă la finalul meciului Rapid Craiova, la reacția rapidiștilor, mie îmi pare rău că mi-au bătut mai rău. De ce? Pentru că atâta lipsă de fair play, spre exemplu, Săpunaru, se pare că ieșirea asta spre Occident nu i-a folosit la nimic, pentru că el tot în bădăran a rămas. Modul în care s-a manifestat, cum a înjurat, cum s-a luat de toată lumea, cum a băgat mâini în gât, scuipați și așa mai departe, deci, exact spiritul ăla al Giuleștiului, cum să zic, de grotă. Da. Deci nu se procedează în felul ăsta. Nu ăsta este spiritul și îmi pare rău că am văzut că se promovează tot mai mult spiritul Giuleștiului. Spiritul Giuleștiului este cu lui Fernandez, antrenorul PSG-ului din 2000 sau nu știu cât naiba a fost, că l-au făcut pe aia, pe ăla sărat cu albie de porci. Cine? Spectatorii de la Tribuna Zero, adică elita. Păi, dacă elita l-a făcut pe la albie de porci, ăia din galerie ce fac? Ar trebui să se stopeze odată. Nu, adică, așa e pe stadioanele de fotbal, nu suntem la teatru. Asta, eu am înțeles, eu înțeleg o caterincă, un mișto,
ai mai tipat, ai mai înjurat un picuț, dar de la înjura până la arunca paharul cu urină în el, vezi episodul Reghecamp. Faptul că l-ai scuipat pe lui Fernandez, l-ai făcut și ăla fiind un oaspete, de unde? De afară, venise și el cu o echipă mare, bunicică, și tu, ca ăla nei ca nimeni, vii și dai cu bâta în baltă ca să confirmi, de fapt, spusele altora, știi? Da. În fine, sunt convins că Șumudică o să-și facă treaba lui, ce a demonstrat până acum, a demonstrat că vrea să-și facă meseria cum trebuie, chiar dacă eu sunt sterit și apreciez, cum să zic, devotamentul lui față de meseria sa de antrenor. Și nu cred că el se va duce vreodată să le spune jucătorilor, băi, altul lăsă mai moale că am eu boală pe Steaua și dacă facem noi egal sau pierde sau câștigăm, o să iasă Steaua campioană. Nu e chiar așa. El își vede de treaba lui pentru că asta contează la CV-ul lui mai târziu. De unde știți? Că știi, e și celebra vorbă, niciodată să nu spun niciodată. De unde știți că la un moment dat Șumudică nu o să fie antrenor la Steaua? Care-i problema? Da. Când e vorba de bani, te gândești la familia ta. Da? Și el are familie, are copii, are nevastă. Și într-o dată o să dispară toate adversitățile astea. Drept dovadă că s-au întâmplat de-a lungul timpului ca, uite, Gabi Tamaș ne-a înjurat capul albie de porci, semne oficine la toate meciurile. Și noi, galeria, l-am acceptat fără nicio problemă. Adică, steliștii, eu n-am nicio problemă cu Gabi Tamaș. Gabi Tamaș, dacă își face treaba la Steaua, e bun. Nu și-o face, la revedere. Dar n-am nimic să-i reproșez. Nu mă interesează ce a fost în trecut, la revedere. Deci, aici trebuie să ajungem, până la urmă. Da. Mulțumim. Mulțumim de intervenție. Adevăr, nu mai este chiar așa de mult până vom avea verdictul în această dispută. Sigur că această etapă a 33-a trebuie să fie decisivă, pentru că în ultima etapă atâta se ia cât și Steaua au meciuri la îndemână. Mă uitam un pic peste tabloul care ne așteaptă la tenis, după cum știți, la începutul săptămânii viitoare, adică luni, în jurul prânzului, începe Roland Garrosul, cel mai important turneu la nivel mondial pe zgură pentru fete și băieți. Uitam aici pe GSP, este o variantă a sferturilor de finală, dacă favoriții se impun pe linie până atunci, adică își câștigă cele 4 sau 5 meciuri pe care le-au de jucat. Novak Djokovic ar juca în sfertul cu Rafa Nadal, Andy Murray cu David Ferrer, Thomas Berdych cu Kei Nishikori și Roger Federer cu Stanislas Wawrinka. Deci ăștia sunt Federer, Nadal, Djokovic, Murray, 4 plus Ferrer, Berdych, Wawrinka și Nishikori. Ăștia sunt primii 8 favoriți. Iar la fete, sferturile de finală ideale ar fi Serena Williams, Carolin Wozniacki, Eugenie Bouchard, Petra Kvitova, Ana Ivanovic, Simona Halep și Maria Sharapova, Carla Suarez Navarro. Ai, deci nu scăpăm de slută nicicum. Halep joacă în turul întâi cu Evgenia Rodina, o rusoaică, am înțeles, ăsta este primul său adversar. Ar putea da peste Alize Cornet, Simona Halep, în turul 3. Asta dacă cumva Alize Cornet se califică până acolo. Cea care a eliminat-o, vă reamintesc, pe Halep la Madrid, încă din turul 1. Deci și că n-ar fi o tragere la sorți ideală pentru Constanțeancă. Între timp am văzut că Sorana Cârstea n-a reușit să acceadă pe tabloul principal, a fost eliminat în calificări. Vorbim un pic despre campionatele străine, Premier League, etapă în Premier League în acest weekend. Etapa completă se desfășoară duminică de la ora 17, ora României, este ultima etapă în Anglia. Se încheie așadar faimosul Premier League, 24-5 este ziua de final. Titlul este decis, evident, l-a câștigat Chelsea, locul al doilea este adjudecat de Manchester City. Arsenal are nevoie de un punct acasă în ultima etapă cu West Brom pentru a-și asigura prezența directă în Liga Campionilor. Dacă nu ia punctul, nici atunci nu e o mare dramă. Manchester United joacă la Hull City, echipa aflată pe primul loc retrogradabil și care mai speră să depășească pe Newcastle.
meci mare, așadar Hull Manchester United este cel mai interesant meci al etapei, pentru că în principiu Arsenal își ia punctul cu West Bromwich și dacă pierde are golaveraj favorabil, spuneam, cu 7 puncte față de United. Deci dacă Arsenal pierde acasă cu un gol, United trebuie să bată cu 6 goluri în deplasare la Hull City pentru a o depăși, ceea ce este puțin probabil având în vedere că Hull încă se luptă cu Newcastle pentru evitarea retrogradării. Newcastle joacă acasă cu West Ham, în cazul în care bate, rămâne în prima ligă, în cazul în care pierde, poate să fie depășită de Hull City, dacă aceasta câștigă. Hull n-are nevoie decât de victorie. Ce s-ar întâmpla în stat de egalitate? Hull City, dacă Newcastle nu câștigă, scapă Hull City, pentru că are un golaveraj net superior celor de la Newcastle. Deci, Newcastle este practic gata dacă nu bate acasă în ultima etapă pe West Ham, pentru că este posibil ca Hull City să câștige cu United, această echipă spunând neavând practic decât șanse teoretice să mai prindă Liga Campionilor. Deci astea sunt mizele în Anglia în ultima etapă. Trecem la campionatul spaniol. În Primera avem de asemenea o etapă în acest weekend. Toate meciurile, fiind vorba de asemenea de ultima etapă, sunt programate sâmbătă, dar nu de la aceeași oră, toate însă sunt programate sâmbătă. Există un meci de la 17:30 Levante cu Elche, după care grosul meciurilor, 8 partide, sunt în multiplex, sâmbătă de la 19:30 ora României. E foarte bine, asta înseamnă că meciurile se termină undeva în jurul orei 21:30, cu jumătate de oră înainte să înceapă ultima etapă și în Franța. Deci nu sunt la concurență, ceea ce este bine. Barcelona este campioană, are 4 puncte avans față de Real. Realul este asigurată cu poziția a doua. Atletico Madrid are nevoie de un punct la Granada pentru a-și consolida locul 3. Altfel, dacă pierde, Valencia va termina pe 3. Valencia, dacă va câștiga la Almeria. Problema este că și Granada și Almeria se bat împotriva retrogradării. Doar Córdoba este picată. În rest, Almeria, Eibar, La Coruña și Granada se luptă pentru două locuri retrogradabile. Levante a scăpat cu 36 de puncte. Deci meciurile interesante sunt astea: Almeria-Valencia, Granada-Atletico Madrid. Astea sunt importante în ambii poli ai clasamentului. La Coruña joacă, de exemplu, la Barcelona, meci este important pentru La Coruña și eventual sigur și pentru Barça, că vor să sărbătorească pe teren propriu câștigarea acestui titlu. Deci are și un meci bun și de asemenea am mai avea Eibar cu Córdoba. Córdoba fiind picată, Eibar având nevoie de puncte pentru a se salva. De văzut însă ce va face La Coruña. Asta mă interesează în meciul de la Barcelona, pentru că celelalte echipe sunt slabe. Nu contează cine pică. Almeria, Eibar, Granada nu mă interesează, sunt oricum umplutură în acest campionat, dar La Coruña totuși în Liga a doua a mai fost, bineînțeles, este o echipă, dacă nu mă știu, chiar nouă promovată, a mai fost în Liga a doua, dar oricum este un nume important al campionatului spaniol. Ajungem la Serie A, să vedem aici cum arată țintarul acestei etape. Este vorba de penultima etapă în campionatul italian. Meciurile sunt programate pe distanța a 3 zile, începând de mâine. Titlul este adjudecat de Juve, fără probleme. Pentru locul al doilea se bat Roma, Lazio și Napoli. Napoli, sigur, cu șanse mai mici. Roma, așadar, joacă exact cu Lazio. Luni, de la ora 19, a fost reprogramat acest meci, locurile 2 cu 3. Lazio, dacă învinge, trece peste Roma cu 2 puncte avans. Este o bătălie colosală între echipele din același oraș, marile rivale ale capitalei italiene, mai ales că locul 3 poate să nu te ducă în Champions League, deci bătălia este undeva la 45-50 de milioane de euro între aceste două echipe, pentru că oricare dintre ele scoate suma asta dacă se duce în Liga Campionilor, iar cealaltă, dacă nu merge, o pierde. Locul 3 în Italia duce într-un play-off care nu-ți asigură practic nimic bun la sfârșitul lunii august. Napoli, deocamdată pe poziția a patra, încearcă să profite de un eventual egal între Roma și Lazio. Napoli joacă la Juventus însă în această etapă,
Așadar, interesant, în Italia, primele patru echipe se întâlnesc între ele. Numai că Juventus, sigur, are grija finalei Ligii Campionilor de pe 6 iunie la Berlin cu Barcelona. Nu este interesată, probabil, foarte mult de acest meci cu Napoli. A câștigat între timp și Cupa Italiei în finală cu Lazio. Napolitanii pot să spere să câștige la Torino, dar și dacă pierd, s-a terminat visul Ligii Campionilor pentru ei. Sezonul viitor vor rămâne pe din afară. Au picat Cagliari, Cesena și Parma. Nu se mai poate întâmpla nimic aici. Atalanta a scăpat având 8 puncte avans față de Cagliari cu două etape înainte de final. Avem și Bundesliga în acest weekend. Toate meciurile sunt programate mâine de la 16:30. Este ultima etapă în Germania. Bayern München este campioană. Wolfsburg pe poziția a doua și-a asigurat prezența în Liga Campionilor. Borussia Mönchengladbach pe poziția a treia și-a asigurat prezența în Liga Campionilor. Locul 2 sau 3 e același lucru. Amândouă duc direct în Champions League, e doar o chestiune de bani din drepturile TV. Leverkusen este pe poziția a patra, nu mai poate să o piardă, va juca play-off-ul Champions League, deci niciun suspans în partea de sus, doar, să zicem, la locurile de Europa League, unde Schalke, Augsburg, Dortmund, Bremen și Hoffenheim se luptă pentru două poziții, poate chiar pentru trei. Stăptea ca și locul 7 să meargă în cupele europene. Marea bătălie în Germania este la retrogradare. Paderborn e ultima, Hamburg penultima, Stuttgart deocamdată în baraj de pe locul 16. Hertha, Freiburg și Hannover de asemenea au șansa să retrogradeze. Avem în ultima etapă meciurile Hamburg, Schalke, Hannover, Freiburg, astea joacă între ele, echipele de pe 14 și 15, Hoffenheim cu Hertha, pentru Hertha poate să fie important, deși nu cred că vor pica, Paderborn cu Stuttgart, ăsta este iarăși teribil meciul, locurile 16 cu 18, și cine mai este acolo, cred că le-am spus pe toate, dar Hamburg joacă cu Schalke, să vedem dacă va fi un meci atât de simplu pentru Hamburg, care deocamdată este în poziție de retrogradare. Schalke s-ar putea să țină de locul 5, pe care îl poate pierde în fața lui Augsburg dacă ia bătaie la Hamburg. Augsburg joacă însă la Gladbach, dacă nu bate Schalke rămâne pe 5. Avem un ascultător. Vă salut domnul Bani. Să trăiți. Nu vă rețin foarte mult, îmi cer scuze că va trebui să vă reîntorc la subiectul meciului dintre Astra și... Da, nu-i problemă, că terminasem aici. Vroiam doar să punctez un pic cu o întrebare retorică pe care îmi permit să o adresez în direct tuturor celor care acum ne ascultă referitoare la acest meci. Și întrebarea sună în felul următor. Să presupunem că peste 20 de ani antrenorul Șumudică stă la o șuetă cu copiii, cu nepoții și le povestește de ce a făcut el în ultimii 20-30 de ani în sport. Și ajunge evident întâmplător și la situația din anul 2015, când antrenor fiind în penultima etapă a avut de ales între aș face datoria, și aici avem, de fapt, aici avem cele două universuri paralele, cele două viitoare ipotetice situații. Una, le spune nepoților, mă băieți, știți, am făcut tot ce am putut, mi-am făcut datoria, am avut onoare, am câștigat meciul, asta e, a câștigat să iau campionatul, da, eu am făcut tot ce am putut, ca să-mi fac meseria așa cum aș știut-o mai bine. Sau avem celălalt viitor ipotetic în care le spune nepoților, măi băieți, i-am avut în mână, i-am prins, asta este, am făcut tot ce am putut, dar am făcut mai puține decât am putut de fapt și au câștigat ceilalți campionatul și bine că și-au luat-o ea de la Steaua și ce bine le-am făcut. Întrebarea ipotetică este, de fapt retorică, îmi cer scuze, este în care dintre cele două românii în viitor am dorit să trăim peste 20-30 de ani, pentru că și meciul acesta, așa mic cum este el, este o cărămidă la fundația uneia dintre cele două variante pentru viitor. Eu atât am avut de zi. Da, mulțumim! Mulțumim de intervenție. Rămăsesem la campionatul german, într-adevăr cu o bătălie de titani la retrogradare, dar meciul zilei de mâine, la 16:30, este Paderborn-Stuttgart, în orice caz. Ele sunt transmise meciurile de Eurosport 2 și de Dolce Sport. Dolce Sport știu că transmite Hannover cu Freiburg, echipa care câștigă acolo scapă și de retrogradare și de baraj. În cazul unui stat de egalitate, nu știu dacă va fi foarte bine pentru amândouă. Dar, în orice caz, calculele sunt complicate de la distanță, pentru că, spuneam,
practic 6 echipe sunt să bat pentru evitarea ultimilor 3 locuri. Și în fine ajungem în Franța, dar aici vreau să vorbesc mai puțin, întrucât am tot comentat situația. Titlul este câștigat de PSG, care îl va sărbători acasă cu Reims. N-a primit aprobarea Paris Saint-Germain pentru a se bucura pe străzile Parisului, din motive clar cunoscute. Scandalul, posibile atentate teroriste, Parisul este considerat cel mai de risc oraș al lumii în momentul de față. Nu-i cazul în momentul ăsta să facă suporterii lui PSG un tâmbălău, că au mai făcut așa la sărbătoria unui titlu și au deraiat tot pe acolo prin Champ de Mars în fața turnului Eiffel. Deci de data asta nu s-a mai aprobat petrecerea pe străzile Parisului. PSG se va mulțumi cu incinta stadionului Parc de Princes, va juca acasă cu Reims. Meciul este doar pentru Ibrahimović să mai dea niște goluri. Poate îl va depăși pe Gignac și va trece pe locul 2 în clasamentul golgheterilor. A demarcat cu 2 goluri mai mult decât Gignac. Gignac are 21, Ibrahimović are 19. Așa, Lyon este asigurată cu poziția 2, Monaco trebuie să câștige la Lorient în ultima etapă pentru a termina pe 3, în cazul în care nu o face, face egal, să zicem, OM va termina pe 3 dacă învinge acasă pe Bastia. Dacă Monaco pierde, atunci și Marseille și Saint-Étienne, dacă bat acasă pe Bastia și pe Guingamp, pot să treacă peste Monaco. Asta ar fi într-adevăr marea dramă, asta ar fi surpriza acestui weekend, ca Monaco să încheie campionatul pe locul 5, pierzând în ultima etapă la Lorient, care nu are nicio treabă. S-a salvat, evident, de la retrogradare. Cele 3 retrogradate sunt cunoscute de sâmbăta trecută. Toate au pierdut ultimele 4 meciuri. Evian, Metz și Lens. În aceste condiții era imposibil să scape. Din sezonul viitor, anunțam astăzi, doar 2 echipe vor pica din Franța și doar 2 vor promova. Bun, cam asta a fost. O să avem timp să vorbim despre aceste campionate luni, ca de obicei, facem bilanțul. Doar Italia mai rămâne cu o etapă de jucat, dar probabil că și acolo miza va fi mult mai mică. Retrogradarea este decisă. Doar bătălia pentru locurile 2, 3 și 4 mai este de jucat în Italia. Poate că se va spulbera o mare parte din ea după această etapă. În rest, celelalte mari națiuni încheie socotelile în weekendul care vine. Atenție, jucătorii de valoare nu intră în vacanță, niciunii dintre ei, pentru că, după cum știți, sunt meciurile internaționale programate pe 13 iunie, dar și înainte e o dată pe 7 iunie, dacă nu mă înșel. Este o dată de meciuri amicale pentru cei care nu joacă jocuri oficiale, deci sunt meciuri pentru echipele de tineret, începe turneul de la Toulon, este campionatul mondial Under 20, deci puțini jucători vor fi în vacanță începând de luni. Vacanțele urmează abia spre sfârșitul lunii iunie pentru cei mai mulți dintre ei, sau, mă rog, dincolo de jumătatea lunii iunie, în orice caz. Ne reauzim luni, rămâneți cu bine!